Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta, biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cel ce te-ai înălțat pe cruce, Dumnezeule, veselește cu puterea ta pe credincioșii noștri, dăruindu-le biruință asupra potrivnicilor, având ajutorul tău armă de pace, nebiruită biruință. Și acum și pururea și în vecii vecinilor, amin. Născătoare de Dumnezeu, ajutătoarea creștinilor, promită-i agonisim mijlocirea ta, cu mulțumită strigăm către tine. Bucură-te, prea curată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ne rugăm totdeauna să ne izbăvești din toate nevoile, cu rugăciunile tale, una gramnică ajutătoare. Să luăm aminte. Și Duhului vostru, înalt preasfințite Părinte, cânta voi Domnului binefăcătorului meu și voi cânta numele Domnului celui preanalt. Bucurați-vă inima mea de mântuirea ta. Înțelepciune! Din Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel, și tine. Să luăm aminte. Fraților, ascultați pe conducătorii voștri și vă supuneți lor, fiindcă ei priveghează pentru sufletele voastre, având să dea de ele seamă, ca să facă aceasta cu bucurie și nu suspinând,
lucru care n-ar fi spre folosul vostru. Rugați-vă pentru noi, căci suntem încredințați că avem un cuget bun, dorind ca întru toate cu cinste să trăim. Și vă mai rog iar așa să faceți, ca să fiu înapoiat cât mai curând. Iar Dumnezeul păcii, Cel ce prin sângele unui testament veșnic a sculat din morți pe păstorul cel mare al oilor, pe Domnul nostru Iisus Hristos, să vă întărească în orice lucru bun, ca să faceți voia Lui și să lucreze în noi ceea ce este bine plăcut Lui, prin Iisus Hristos.